Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și astăzi fac citirea pentru întreaga săptămână care urmează. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru sfaturi. Vă mulțumesc că sunteți aici cu mine. Contează. Mă simt onorată și binecuvântez fiecare moment pe care îl am să filmez și apreciez enorm tot suportul, tot sprijinul că mă urmăriți și mă simt foarte bucurată atunci când poate un mesaj pe care îl transmit ajută. Nu transmit eu, nu prin creierul meu, ci prin sufletul meu vă vorbesc. Haideți să vedem cu ce vine săptămâna viitoare pentru voi. Nu uitați, sunteți minunați! Avem niște impedimente. Cineva se simte singur aici sau există aici niște provocări la nivel de incapacitate de a-mi utiliza liberul meu arbitru. Deși eu aș vrea să fac ceva, nu pot pentru că... Sau, deși eu aș vrea ceva anume, nu se poate din anumite cauze. Practic, cred că am spus același lucru, dar mă înțelegeți voi. Vreau să fiu într-un loc și nu pot. Vreau să spun ceva și nu pot. Este un sens al izolării aici, cifra 21, 29, numărul 29, adunat, ne dau 11, care este codul liberului arbitru. Deci, nu sunt unde mi-aș dori să fiu sau o situație nu este acum pe placul meu și mă simt neputincios. Aici avem cartea așteptări. Aștept să mă eliberez dintr-o situație, aștept să pot vorbi, aștept să se întâmple ceva. Vedeți că avem și secvență numerică, 28 și 29. Este aici un sens al încercării. Ați încercat ceva sau doriți să încercați ceva, dar nu vă puteți urni din loc. Sunteți blocați cumva energetic, iar progresul nu poate avea loc aici. Femeia, intuiția voastră feminină, femeia așteaptă și femeia are așteptări. Intuiția voastră feminină este blocată, dragii mei. Ce înseamnă acest lucru? Păi dacă o punem în contextul astrologic și ne gândim că Marte este o planetă masculină și o energie nocturnă și se află în Gemeni, care la rândul este o energie masculină, Gemenii sunt un semn de aer masculin și Mercur, guvernatorul lor, este fără gen, se dă așa după cum bate vântul, înseamnă că trăiți în foarte multă energie masculină. Înseamnă că voi vreți să faceți foarte multe lucruri și atunci s-ar putea să pierdeți șirul lucrurilor care contează cu adevărat. S-ar putea să fiți în incapacitatea de a prioritiza anumite lucruri. Mă regăsesc. Să nu aveți de ales. Voi să vă doriți să prioritizați, voi să vă doriți un progres, voi să vă doriți să faceți niște lucruri, însă să fiți blocați de niște circumstanțe. Flirt. Flirt. Să vă doriți un parteneriat, da? Aici cumva... Nu simt că nu aveți dreptul să vă exprimați în relația voastră de iubire sau într-un parteneriat, nu numai în relația de iubire. Ați fost cumva reduși la tăcere, nu aveți posibilitatea să spuneți. Fie trăiți într-o teamă, fie vă este frică, fie efectiv nu puteți pentru că sunteți blocați într-o anumită privință. Și aici avem persoana falsă. Ori recunoașteți voi care este frica voastră interioară care vă ține pe loc, oricineva nu este sincer cu voi. Pur și simplu. Deci puteți să întâlniți săptămâna viitoare genul acesta de energie falsă. Cineva să vă spună ceva și să nutrească în interior altceva. Și aici avem bărbatul.
o neînțelegere. Unii dintre voi simțiți că partenerul nu este sincer și corect cu voi. Haideți să vedem de ce. Ce se poate întâmpla aici? Sau poate simțiți că partenerul vostru de viață ar putea flirta cu altcineva. Și vă așteptați să vedeți ce se întâmplă. Avem aici foarte interesant, stați să-i văd toate detaliile. Un dar, dar este un dar divin. Avem o statuetă aici a îngerilor. Deci este un dar, un cadou, un dar. Este ceva, un cadou pe care voi îl așteptați. Așteptați să se întâmple ceva de bine și atunci nu se poate materializa. Ceva ce voi vă doriți nu poate ajunge la voi. Nu vă puteți baza pe sinceritatea cuiva. Este un sens divin aici. Este o întâmplare care are un sens, să știți, în viața voastră. Nu este întâmplător ce traversați. Și aici avem gânditorul. Posibil să vă regăsiți îngândurați, da? Să vă macine această privință. Posibil, efectiv, să credeți că o să vă gândiți profund la chestia asta că partenerul nu este sincer cu voi. Și casa. Unii dintre voi doriți să faceți o achiziție a unui imobil sau pur și simplu o achiziție. Voi sunteți cumpărătorul și aveți impresia că vânzătorul vă cam duce cu vorba. Iar pentru alții dintre voi sunteți în dilemă în legătură cu casa voastră, cu relația voastră, dar este relație de tip stabil, adică relația voastră de iubire, căsnicia sau relația voastră chiar dacă nu sunteți căsătoriți. Unii dintre voi sunteți clar la separare, la distanță și s-ar putea să primiți vești, dar de la cineva apropiat vouă, care vă cunoaște pe amândoi și veștile să nu fie neapărat adevărate. Persoana aceasta să nu știe ce spune. Sau să plimbe vorba aiurea. Relație, plan material, stare emoțională. Bun. La nivel de relație, iată că avem luna, avem 9 de spade, care înseamnă gânditorul, luna înseamnă persoană falsă și 10 de cupe, care înseamnă iubirea pe care mi-o doresc, așteptarea. Nu știți dacă partenerul vostru este sincer cu voi, pentru cei care sunteți într-o căsătorie, dar într-o relație stabilă, căsătoriți. Pentru cei care sunteți separați, nu știți ce face, nu știți unde este, nu știți dacă ce spune este adevărat, dacă vorbiți, și nu știți de ce nu vă spune ce face. Iar pentru cei care sunteți singuri, aveți așa cumva un sens puternic de a vă dori să ieșiți din izolare, da, din singurătate, încât aveți grijă să nu atrageți lângă voi pe cineva și să vă mulțumiți așa doar pentru că ieșiți la o cafea și să nu fie neapărat ce trebuie, dar voi să vă îmbătați cu apă rece, știți cum se spune. Haideți să vedem că e un mister aici. Sunt niște lucruri pe care nu le știți într-adevăr și vă macină că nu cunoașteți adevărul. Simțiți că vă este pusă în pericol iubirea și împlinirea emoțională, bucuria sufletului. Pentru unii dintre voi simțiți că este o femeie aici, implicată. Avem doi de băte, incertitudine. S-ar putea ca pentru unii dintre voi partenerul să facă niște drumuri, să călătorească sau să spună că se duce undeva și el de fapt să se ducă în altă parte. Pentru alții dintre voi doriți să luați o decizie, dar vă este teamă. Vă este teamă pentru că vouă vă place casa voastră, voi vreți relația asta în continuare și așteptați un sens divin. Iar aici avem Regina de Monede.
Partenerul care are energia feminină mai dezvoltată, cel care este în acord cu energia feminină, acela este el, acela este cel care este stabil și care își dorește ca lucrurile să funcționeze bine. Și aici avem turnul. Posibil, da, unii dintre voi să fi descoperit că cineva vă înșeală sau că cineva își dă mesaje cu altcineva sau nu este sincer. Sau să bănuiți, pentru că nu știți clar. Cu doi de bâte aici nu știți, dar bănuiți și așteptați o confirmare. Cinci de monede, dar în egală măsură vă este și frică să aflați adevărul. Adică v-ați dori să știți, dar dacă ați afla adevărul, v-ar dărâma. Simt o frecvență așa de rău cu rău, dar mai... cum se spune? Rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Sau pe acolo. Șase de cupe. Vezi să se clarifice situația. Posibil unii dintre voi să aveți și copii și vreți să vă împăcați. Unii dintre voi sunteți dispuși să iertați și vreți să așteptați pur și simplu și să acceptați cumva situația așa cum este. Nu știu cum rezonează, chiar sunt curioasă. Asul de cupe. Pentru unii dintre voi, să știți că vă... faceți și luptați, faceți tot posibilul pentru a intra în conexiune cu iubirea vieții voastre. Unii ați realizat acum, după foarte, foarte, foarte mult timp, că deși posibil să fiți într-o relație cu cineva, voi iubiți pe altcineva. Există și acest scenariu și știu ce simt aici. Da, sunteți într-o relație, dar sufletul vostru și iubirea voastră adevărată este în altă parte. Iar pentru alții dintre voi, situația se clarifică și puteți discuta cu omul la care voi vă gândiți, pe care îl iubiți, ca să validați acest as de cupe. Eu zic că există iubire aici. Ampajul de pâte, dar s-ar putea, nu neg, că s-ar putea ca partenerul vostru să fie căzut în ispită. Asta nu înseamnă că nu vă iubește, dar evident veți avea liberul arbitru. Va trebui să cântăriți foarte bine situația și să vedeți ce contează pentru voi. Bun, mai departe, la planul material avem 5 de cupe, avem 5 de pâte și avem 7 de cupe. Aici, pe partea financiară, aveți niște nelămuriri și niște neajunsuri. Ați avut o mică pierdere și nu știți de unde a apărut. A apărut din senin o plată, o nevoie să plătiți, să achitați ceva care nu știți de unde a apărut. Și atunci, cum va fi o factură, ceva de genul ăsta va veni mai mare sau verificați, dați niște telefoane. De ce, de ce, de ce? Pentru alții dintre voi sunteți într-un conflict posibil la locul de muncă și nu prea știți ce să faceți. Este o energie destul de confuză și destul de complicată aici. Sunt niște lucruri care vă macină, dar pe care nu prea aveți cum să le schimbați așa brusc și deodată, decât dacă faceți alegerile corecte. Unii dintre voi regretați că v-ați certat cu cineva, așa cum nu știți cum să îndreptați situația, pentru că nici nu sunteți convinși că persoana respectivă a fost sinceră cu voi. Avem eremitul. Pentru niște cifre, pentru niște statistici sau pentru niște bani sau bilanțul, nu știu, faceți cumva bilanțul anual al planului vostru, al bugetului vostru, da, al planului vostru material și sunteți necăjiți pentru că, sub o formă sau alta, parcă simțiți că ați ieșit în pierdere. Parcă simțiți că a fost așa cumva un an care v-a tot tras înapoi, care v-a tot pus piedici. Dar iată că lucrurile se rezolvă. Săptămâna viitoare, dragii mei, veți rezolva, da? Nu mai stați cu teamă, cu frică. Vă este aici teamă, vă tot gândiți că s-ar putea să vi se blocheze o sumă importantă de bani de care aveți nevoie. Suma aceasta de bani se va debloca. Voi lua o carte aici pentru spânzurat să văd ce se întâmplă. Se deblochează, se va debloca.
Iartă, așa se decupe, lucrurile vor ieși așa cum vă doriți voi. Dacă vorbim despre un conflict, îl lămuriți, puneți lucrurile cap la cap, veți discuta obiectiv și sincer și detașat așa cu persoana respectivă și veți lămuri lucrurile. Ok, nu rămânem prieteni, dar nici și dușmani. Dacă vorbim despre bani, atunci se deblochează situația asta financiară, impasul sau reușiți să plătiți ce v-a venit așa peste noapte și lucrurile se echilibrează până la urmă. Pe planul emoțional avem 4 de băte, foarte frumos, 5 de băte și asul de monede. Unii dintre voi trebuie să mergeți la o petrecere sau la o zi de naștere. Sărbătoriți pe cineva, sărbătoriți niște copii și trebuie să faceți niște cadouri. Alții dintre voi aveți ceva provocări cu mersul. Trebuie să mergeți undeva și să dați niște bani, dar și cu mersul fizic, cu genunchii, posibil să plătiți niște bani pentru terapie, pentru masaj sau pur și simplu mergeți și vă faceți un masaj, de ce nu? Iar la nivel de stare așa emoțională, luna decembrie clar va porni pentru voi cu petrecere. Veți merge undeva unde veți face un cadou sau voi veți primi un cadou la o petrecere aici. Dar simt cumva veselie. Vedeți că s-ar putea să, de fapt, vă văd pe unii dintre voi într-o competiție pe care sperați să o câștigați. Un soi de concurs. Da. Nu știu cum. Nu știu cum și nu știu de unde, dar cu siguranță voi știți mai bine. 7 de spade. Și s-ar putea să credeți că cineva trișează sau că se fac blaturi. Ia vedeți cum rezonează mesajul și aștept să-mi scrieți. A căzut de aici din pachet ce se ascunde. Steaua. Dacă este pentru voi să câștigați, veți câștiga. Aici steaua vine cu un sens de predestinare, cu un sens al binelui. Sunteți cumva sortiți să mergeți la o petrecere unde vă va fi bine. Unii dintre voi veți primi un merit, unii dintre voi un bonus, unii dintre voi un cadou, unii dintre voi o promovare. Din nou, nu știu cum rezonează, dar asta este ce văd și ce simt. 8 de cupe. Și trebuie să faceți pace cu cineva care v-a greșit în trecut. Ca sufletul vostru să fie bine, trebuie să produceți așa un soi de iertare, dar venită din suflet, cu înțelepciune, nu doar da, te iert, hai, bine. Judecata. Este un sens de renaștere aici, la nivel emoțional, să știți. Vi se prezintă o ocazie stabilă, se stabilește ceva la nivel emoțional pentru voi. Există un soi de echilibru emoțional pe care îl veți căpăta săptămâna viitoare. Și pentru sufletul vostru avem magia vrăjitoarei, evident în sensul frumos, în sensul că e o carte a magicianului și aici vorbim despre apă. Apa este unul dintre elementele creației, da? Niul și focul, caul. Și voi aici vă veți folosi de energia feminină, da, de iubire. De iubire. Prin iubire veți rezolva absolut toate provocările care sunt înșirate aici pe masă. Ca semne astrologice avem la partea de relație berbecul, avem toate semnele de aer, de apă, scuzați-mă, dar cel mai predominant dintre ele, scorpionul. Avem taur. Avem berbec și scorpion, avem fecioară, avem berbec foarte puternic, pești și gemeni. La partea de plan financiar sau plan material, avem scorpion, toate elementele de pământ, toate semnele de pământ, pești, fecioară. Pești, foarte puternic, săgetător și scorpion. Iar la partea aceasta emoțională avem scorpion, avem pești, avem vărsător foarte puternic, avem gemeni,
Avem săgetător, toate semnele de pământ și leu. Haideți să vedem talismanele. La relație aveți o cheie. Foarte frumos. Nu vă dați bătut, semnul astrologic al racului și o cheie. Ce face cheia asta? Haideți să vă arăt. Adică deschide ușa. Deschide ușa. Voi aveți cheia. Setați-vă așteptările corecte și fiți obiectivi. Acceptați situația așa cum este, nu vă dați bătuți. Sau că puteți să faceți apel la arhetipul racului care vorbește despre iubire, despre familie, despre a fi toți la masă, voie bună, despre a avea grijă, despre a iubi necondiționat. Racul este energia feminină, este mama, este acea iubire care o crotește. Și atunci să nu vă dați bătuți, să nu vă schimbați voi pe interior, dar să folosiți cheia aceasta pentru a debloca liberul vostru arbitru, pentru a debloca comunicarea dintre voi. Poate e puțin diferit cadrul, dar am rămas fără baterie și mi-a căzut și o lampă. Deci este important aici mesajul pentru voi. Bun, la planul material avem așa. O altă cheie, o soluție pentru a depăși lucrurile și pentru a ieși din confuzie, pentru a găsi efectiv ideea cea mai bună să rezolvați ceea ce aveți voi de rezolvat. Aici, cu roata destinului, este un sens de predestinare care te încununează. Adică această soluție este exact ceea ce ai tu nevoie. Este ca și când v-ați cumpăra pălăria potrivită, da? Este un sens al bucuriei aici. Este o bucurie. Este o bucurie pentru voi. Veți reuși acest as de monede. Este o șansă foarte stabilă să vă bucurați de acum încolo și să fiți apreciați și tratați regește. Iar aici, la partea de stare emoțională, avem arhetipul vărsătorului, care vorbește despre corectitudine, despre o ușoară detașare, dar și despre prietenie, despre a fi toți egali, să credem în iubire și copacul vieții, care înseamnă creștere. Și avem aici și steaua ca simbol al vărsătorului, da? Tot un sens al predestinării. Rolul vostru, poate este bine să înțelegeți că, nu știu, situațiile din viața voastră au sensul de a vă crește la nivel de iubire, de a înțelege că, nu știu, cumva toți contăm. Sau poate voi trebuie să deblocați acest aspect în viața voastră, să spuneți omului de lângă voi sau familiei voastre că toți contăm, să ieșiți posibil dintr-o sferă de sacrificiu sau să aveți mai mult curaj, să tratați și să spuneți oamenilor lucrurile curat și detașat și să credeți în iubire. Pentru că iubire aici aveți. Părăsiți prietenește, părăsiți amiabil această experiență sau traumele sau provocările pe care le-ați fi putut avea prin compasiune. Prin compasiune. Bun. Cam atât pentru voi, dragii mei. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, pentru sprijinul acordat, pentru că mă acceptați așa cu bune și cu rele, cu lămpi picate și câte și mai câte. Sunt om, nu supra-om, dar superputerea mea este că sunt eu și pentru asta vă mulțumesc. Uite, mă joc cu chitara. Mesajele care vin pentru voi săptămâna viitoare sunt importante. Comunicarea săptămâna viitoare este importantă și cheia pentru o comunicare bună și de succes este la voi. Să fiți bine, să aveți parte de multă iubire, să începeți o lună decembrie minunat și să ne reauzim sănătoși. Vă îmbrățișez! Pa, pa!